Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragile mele, astăzi am făcut ciorbă de pește proaspăt și am găsit multe mesaje în care voi mă rugați să vă spun rețeta. Bineînțeles, mă refer la fetele tinere care vor să învețe cât mai multe, pentru că toți am fost tineri și toți am învățat și o să învățăm până murim. Deci, eu vă spun exact cum am făcut eu. Deci, în primul rând, am spălat peștele, bine, 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 l-am proporționat și am pus un pic de sare și le-am lăsat într-un castronel. L-am lăsat aparte. Apoi, am pus oala, o oală mare, pentru că am făcut cantități mari, deci am făcut în jur de 40 de porții. Am pus-o la fiert, cu apă și cu sare. După ce apa și-a luat clocot, am început să pun pe rând ceapa, țelina, deci în primul rând legumele care se fierb mai greu, morcovul. Le-am lăsat să fiarbă în apă cu sare și apoi, după 10 minute, am pus și păstârnacul și ardeiul. Am spălat un pic de orez și am dat drumul și la orez să fiarbă, pentru că orezul, mai mult de 10 minute, un sfert de oră, nu, deci imediat se înflorește. Și le-am lăsat să fiarbă bine toate legumele. După ce legumele au fost aproape fierte, am adăugat borșul, bineînțeles borș de casă, pe care l-am fiert separat. De ce l-am fiert separat? Pentru ca să nu fie ciorba tulbure. Am dat drumul la borș, am pus sare după gust, piper, leuștean, apoi pătrunjel, și le-am mai lăsat încă 5 minute să fiarbă bine. După ce am dat gustul la ciorbă, ciorba a fost suficient de delicioasă. Dragele mele, în cazul în care ciorba este mai acruță, puneți și o lingură de ouă de zahăr, pentru că îi dă un gust nemaipomenit, îi dă un gust de dulce acrișor. În momentul în care ați văzut că ciorba este gustoasă, puneți și un pic de ulei la fiert, foarte puțin, foarte puțin, pentru că acel ulei ajută legumele, deci îi dă un gust specific. Un picuț, nu foarte mult, pentru că peștele este foarte, carnea de pește este slabă și dându-i un pic de ulei, ajutăm acea ciorbă să iasă mai gustoasă. Apoi, dați drumul la pește, dați drumul frumos la pește și lăsați 5 minute, 6-7 minute, vă dați seama, înțepați cu o furculiță și vă dați seama dacă s-a muiat peștele, atunci este gata. Dați drumul la pește și când peștele este gata, opriți focul la aragaz și scoateți acel pește. Așa am procedat eu. Scoateți aceste bucăți de pește pentru a putea face porțile. În momentul în care puneți în caserole sau în ce puneți voi sau în farfurie, aveți bucățile de pește, puneți bucata de pește și luați acea zeamă de la ciorbă. Deci eu am scos cu o paletă frumos bucățile de pește, am strecurat câteva zări de ulei, vedeți cum este și aici, și am pus leuștean verde. Punând acele zări de ulei, foarte puțin ulei, leușteanul se menține la suprafață și apoi aroma, parfumul vine în jos, ușor, ușor și dă un gust minunat la ciorbă. Pentru că leuștean pune și la fiert, dar punând la fiert leuștean, își pierde un pic din calitățile lui. Nu mai este atât de parfumat. Dar dacă îl puneți și la final, în momentul în care ați oprit focul, acel parfum de leuștean, de grădină, de verdeață, se menține foarte bine. Vedeți, eu am folosit două tipuri de pește. Am folosit caras, vedeți, și cum îi zice, nu novac, cum îi zice, peștele ăsta mai gras. Îmi cer scuze că am un lapsus pe moment. Da, păi vedeți, vedeți. Vedeți, două tipuri de pește am folosit. Bun. Deci, vedeți, toate sunt făcute legumele, vedeți, în cubulețe și-au păstrat culoarea.
nu a oxidat, pentru că este bine să folosiți în momentul în care faceți ciorba sau faceți fără capac. Când ați pus legumele, deci în special când ați pus păstârnacul și ardeiul roșu, să nu mai folosiți capacul. Vedeți? Și a ieșit o ciorbică minunată de pește. Și cu un ardei iute, vă dați seama că este un deliciu, un deliciu. Bine, dragile mele, acum vă las. Ah, este păstrăv, dragile mele, îmi cer scuze, păstrăv. Păstrăv. Deci, alte persoane folosesc și mai multe tipuri de pește. Cu cât folosești mai multe tipuri de pește, cu atât seama este mai gustoasă. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă!